Bine ați venit! Dragi elevi, încep cu voi pentru că mă bucur că ați răspuns invitației noastre de a fi alături de distinșii noștri invitați, care reprezintă cultura noastră sălăjeană prin activitățile dânșilor, prin activitățile atât culturale cât și creative. Rog pe domnul reprezentant al Centrului de Cultură a Județului Sălaj să facă onorariile, să-i prezinte pe toți distinșii noștri invitați și vă rog să-i aplaudați cu căldură, pentru că să știți că rar se întâmplă în viață să avem privilegiul de a ne întâlni în același timp cu un atât de numeros club, dacă spun așa, al scriitorilor noștri. Vă mulțumim că ne-ați ales pe noi în această călătorie prin județul Sălaj. Am mai avut ocazia și prilejul să ne mai întâlnim acum mulți ani, cel puțin înainte de pandemie a fost acea întâlnire. Mă bucur că vă revăd pe cei care ne-ați vizitat și atunci, sănătoși, și vă urez multă sănătate și o activitate rodnică în continuare. Mulțumim! Începem cu aplauze, da? Bună ziua! Numele meu este Daniel Săuca și sunt directorul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. În același timp sunt și președintele Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. Și astăzi în fața voastră am venit cu o parte din membrii asociației noastre. Înainte de a vi prezenta pe fiecare parte, o să vă arăt câteva din antologiile pe care le-am realizat împreună cu membrii Asociației Scriitorilor din județul Sălaj. Aici o antologie care se numește 11 prozatori. O altă antologie, Însemnări de pe frontul cuvintelor, o antologie de cronici și de comentarii critice, o altă antologie cu texte de teatru, dramaturgie, o altă antologie, 18 poeți, și nu în ultimul rând, 27 de scriitori sălăjeni. Atâția membri aveam la un moment dat în asociația noastră. Între timp, din păcate, au mai decedat dintre noi, așa că cred că suntem acum 25, dacă nu mă înșel. În orice caz, această antologie de prezentare a membrilor asociației, o să o lăsăm, o să o donăm școlii, iar cei interesați o să poată să o consulte. Aceste antologii au apărut la editura Caiete Silvane. Editura Caiete Silvane este editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, o instituție a Consiliului Județean Sălaj, unde de mai bine de 18 ani edităm și revista de cultură Caiete Silvane. Este revista de cultură reprezentativă a județului în limba română și vă îndemn pe toți să o răsfoiți, să o citiți și, de ce nu, să colaborați cu texte. Așadar, Alice Valeria Micu, scriitoare, poetă, eseistă, colaborator permanent la revista Caiete Silvane și, în același timp, secretar de redacție la revista clujană Apostrof. În continuare, Viorel Mureșan, este poet, a fost o viață întreagă profesor de limba și literatura română la Jibou, cronicar literar,
redactor șef adjunct al revistei Caiete Silvane, membru al Uniunii Scriitorilor din România, la fel ca doamna Alice Valeria Micu. În continuare, doamna Doina Ira Tăutan, membru a asociației noastre, prozatoare, și în fața voastră a venit aici cu un recent roman apărut la editura Caiete Silvane. În continuare, Viorel Gheorghe Tăutan, a fost și domnia sa o viață întreagă, profesor de limba și literatura română la Jibou, poet, prozator, membru al Uniunii Scriitorilor din România. În continuare, tot de la Jibou, doamna Simone Gheorfi, este poetă, prozatoare, traducătoare și o să vedeți cu ce surprize a venit în fața dumneavoastră. La fel, tot de la Jibou, domn Gheorghe de Aghiot, prozator, traducător, documentarist și încă bibliotecar la Biblioteca Orășenească din Jibou. De la Răstolțul Mare din comuna Buciu vine doamna Angela Maxim. Ea este poetă, este membra asociației noastre și a Cenaclului Literar Silvania din Zalău. Iar din Zalău, nu în ultimul rând, domnul Ion Pițoiu Dragomir. A fost și domnia sa o viață întreagă, profesor de limba și literatura română, poet, prozator, eseist. În această ordine o să-ți predau cuvântul, sigur că fiind destul de mulți, o să încercăm să fim cât mai succinți în prezentările noastre, iar la finalul întâlnirii, dacă dintre voi doriți să ne adresați întrebări sau să intrăm într-un dialog pe o temă literară sau nu numai, vă rog să faceți acest lucru. Alice Valeria Nicu. Dragilor, mă bucur să vă văd. Am și eu o fică de cam de vârsta voastră. Bine, am terminat de mult și facultatea, dar o văd tot tânără, așa cum ne vedem și noi încă foarte tineri. Așa să știți că nu, niciunul dintre noi nu are, psihologic vorbind, vârsta din buletin. Un scriitor, nu știu dacă vă dați seama ce e acela un scriitor. E un om care lucrează cu cuvintele. De unde vin ideile? Ați încercat vreodată să faceți un joc pe telefon, pe calculator? Ați avut vreodată vreo idee? Aș face un joc cu ceva. E, așa ne vin și nouă ideile, doar că nu facem fizic sau nu realizăm ceva, ci scriem. Nu știu câți dintre voi citiți altceva în afară de ceea ce vi se cere în program. Utilitatea lecturii o veți vedea atunci când aveți descris ceva și o să vedeți că cu cât citiți mai mult, cu atât aveți mai multe cuvinte în vocabular și că veți reuși să redactați mai ușor ceea ce aveți de redactat. Vă așteaptă examene. Vă doresc foarte, foarte mult succes! Suntem un centru de cultură cu bogată activitate. Am venit și eu cu o carte scoasă tot de la editura Caiete Silvane, care se numește Mașina de plâns. Și ca să nu fiu un poet care nu citește din creația proprie, am să vă citesc un text care nu au titluri, poemele din volumul meu. Așadar, aș fi fost ca unul care n-a fost niciodată și în pântecele mamei mele aș fi trecut în mormânt. O durere ce poate avea formă durează puțin. În fond e apă cu sare. Cu plânsul meu post-ironic nasc lacrimi vii, copiii ai durerii, maestri ai deznădejdii absolute. Prin ei mântuirea și speranța. Prin ei mă șterg de ură. Plânsul nici măcar nu e plâns. Secretul durerii
e plânsul invizibil. Eu n-am nevoie de întâlniri cu lumea. Nu trebuie să se răstoarne peste mine căci am absorbit-o în plâns dinainte de prima întâlnire cu ea. Plânsul e intrarea în durerea lumii. Nu-i semn de prostie. Viața se scrie mai departe, pe suport virtual, se lansează în cyberspațiu unde alți jucători se conectează la identitățile mele să experimenteze plânsul. Cel din urmă comportament uman. Nivelul ultim al jocului suprem. Azi privesc trecutul ca și cum aș mânca un pepene. Ferit de viață, sâmburi de uitare. Bună ziua! Eu am venit în fața voastră foarte marcat de o carte pe care am citit-o recent. Nu cine știe ce, o carte de critică literară, cum citesc destul de des, și unde am aflat un adevăr care m-a pus pe gânduri. Acolo, într-un eseu, spune că poezia nu de scriitori de poezie duce lipsă. Scriitori de poezie sunt cu duiumul. Poezia nu are cititori. Ăștia se formează greu, cititorii de poezie, și dacă unul sau mai mulți dintre voi ar vindeca această rană a poeziei în viitor, ar fi mare lucru. Poate vă gândiți după această întâlnire și la acest lucru. Și pentru că în acest an eu am plinit 70 de ani. Deci sunt un om bătrân. Editura Caiet de Silvane m-a onorat cu publicarea a două cărți. Una de poezie, care se numește Monede în aer. Monede în aer e un titlu pe care eu l-am ales tocmai pentru că uneori se dă cu moneda. Și moneda poate să cadă capul sau pajul. Cam așa este condiția poeziei. Asta înseamnă ambiguitatea poetică, adică se poate interpreta în mai multe sensuri, mai ales când ea, moneda, se află în aer. Nu se știe cum va cădea. Și a doua carte, una de critică literară, cu titlul Poarta de Fildeș. Acest titlu mi l-am însușit, ca să spună frumos, din Iliada lui Homer. Acolo se vorbește despre un templu cu două porți. O poartă de corn, prin care intră cuvintele cele care denumesc adevăruri. Adică e vorba de valorile denotative ale cuvintelor, așa le spuneți voi, cele care sunt sensurile proprii. Și o poartă de fildeș prin care intră cuvintele care nu denumesc adevărul, denumesc doar adevărurile ale minții, fantasme. Ei, asta este poarta de fildeș. Și să vă citesc și eu poezie atunci. Ce să vă citesc? Ce nu-i în carte. Regat. Despre regi știm că au coroana în formă de fluture și că miile lor de supuși privesc numai în jos. Regina e singura femeie de pe tabla de șah. În oglinda ei lumea e o cutie cu un crin desenat pe capac. Vă mulțumesc! Fiind
de profesie economist, am să sar peste introducere, merg direct la cuprins, sunt mai pragmatică, așa că o să vă spun despre mine că am scris 4 cărți până acum. O carte de poeme de dragoste, declarații de dragoste împreună cu soțul meu și 3 cărți de proză cu povestiri de viață. Deci eu scriu povești de viață. Probabil că nu e chiar genul de carte pe care o citiți dumneavoastră la vârsta asta, e mai degrabă genul de carte pe care citește mama și bunica, dar merită să încercați să citiți pentru că aveți ce învăța din cărțile astea, zic eu, nu neapărat din cartea mea, dar în general din cărțile din poveștile de viață. O să vă citesc un scurt fragment din ultima mea carte, Fata Măriuții, a apărut anul acesta la editura Caiete Silvane. În cartea aceasta este povestea unei femei care este nevoită să plece din țară pentru a face față nevoilor, așa cum știți că se întâmplă așa de frecvent la noi. Și este povestea ei dureroasă, tristă, dar este povestea ei. O să vă citesc numai un scurt fragment. De fapt, toată familia asta era cam ciudată. Erau taciturni și murucănoși. Nu aveau încredere în nimeni, cu atât mai puțin în mine. Mai ales că în acea perioadă, cum deschideai televizorul, auzeai că un român a făcut nu știu ce grozăvie. Compatrioții noștri, unii dintre ei, ne făceau de rușine peste tot. Era greu să poți căpăta încrederea italienilor în atare condiții. Când ești badant într-o astfel de casă, în care nimeni nu dă 2 bani pe tine, toate zilele se scurg la fel. Doar de tine depinde ca viața să nu-ți devină liniară, ternă și complet lipsită de satisfacții. Dacă nu faci nimic și doar îți accepți condiția de badantă, muncită excesiv și de cele mai multe ori umilită, inima ți se golește de sentimente și viața ta devine foarte curând un spațiu gol și nelimitat în care te afunzi din ce în ce mai tare, un hău din care cu greu mai poți ieși. Cine nu a înțeles asta la timp, cine nu a înțeles la timp acest fenomen, poate că, pentru că da, este un fenomen și a pierdut identitatea, stima de sine, s-a robotizat și în timp s-a pierdut cu totul. Eu am înțeles mai repede decât alte femei. Poate și din cauza că fusesem atât de încercată de viață de-a lungul timpului și îmi dădusem seama că umilința, ca toate celelalte trăiri, are o limită a acceptabilității, a suportabilității. Limită pe care, pentru a rămâne un om întreg, nu trebuie sub nicio formă să o depășești. Limita mea de suportabilitate, altfel destul de generoasă, a fost dusă la extrem de multe ori, dar niciodată depășită. Îmi propusesem să reușesc într-o lume pentru care nu conta cine ești, nu conta că ai trăiri și sentimente, o lume pentru care nu erai decât o badantă, o servitoare. Dacă vă cer voie să stau jos, o să se supere colegul meu mai tânăr, Ion Pițoiu. Bună ziua! Eu nu sunt pentru prima dată la întâlnirea cu tineretul din Crasna, pentru că în urmă cu vreo 13 ani am fost profesor de română și latină mai ales aici. Și îmi salut cu ocazia asta colegii pe care mai recunosc după trecerea anilor. Bă, eu nu știu duc besele, dar de pițicat, uite, nu aveam șoc să mă duc. Am avut norocul să întâlnesc aici un profesor, am zis eu, eminent atunci. Mi-a făcut o impresie deosebită pentru cultura sa, pentru sensibilitatea sa și pentru panica în care intra atunci când nu și-aducea aminte vreun cuvânt sau vreun titlu de operă. Pe domnul profesor Harry Laszlo, pe care datorită acestor calități l-am rugat să îmi traducă câteva poeme într-o carte, pentru o carte bilingvă. Aceasta este cartea, din păcate nu mai sunt prea multe exemplare.
Eu am un singur exemplar acasă și nu mai pot face rost de altul decât dacă cer retipările. Și am avut-o ca și colegă de pasiune de teatru, pe o altă doamnă profesoară, pe care nici nu știu cum o mai cheamă. Nu, glumesc, da. Deci, pentru că știți că Densa, cred că a rămas cu aceeași pasiune, doamna Elena, pentru arta scenică. Ne-am înfruntat în concursuri, festivaluri județene. Densa a reprezentat Sălajul și mai ales liceul din Crasna și în concursuri internaționale și în spectacole. Scriu poezie, scriu proză, mai comit și câte o cronică literară. Am scris teatru, urmează să public. Dar nu sunt chiar așa de polivalent valoric. Și acum dați-mi voie să vă citesc o poezie foarte actuală ca tematică. Puneți masca. Să înceapă curând carnavalul printre farfurii chinezești. Puneți masca, dacă e în stare perfectă. Între timp se va inventa desigur perfecțiunea. Muzica să atace uvertura. Paiații, verificați etanșeitatea sub apă. Dans. Veniți la dans, puneți masca. Proaspăt, cărbunele din cartușul filtrant vi-l readuce în gând pe unchiul ucis de silicoză. Să înceapă carnavalul. Dans. Ne vom iubi antiseptic, sub măști. E un ordin. Mulțumesc! Numele meu este Simona Gheorghi și în principiu sunt traducătoare. De acum 20 de ani și mai bine sunt, aș putea să spun, traducătoarea oficială a volumului de versuri antologiei, care adună scriitori din Sălaj și din Ungaria. Câte o poezie, două. Inițial mi-am propus să vă traduc, să vă citesc o poezie în original și în traducere, ca să vedeți care este diferența și care este metoda de a face acest lucru. Dar pe urmă m-am gândit că e mai bine să vă dau un sfat. Nu vă apucați de scris poezii. Vă rog frumos. Dacă scrii poezie, îți desfaci sufletul, ți-l arăți la toată lumea. Dacă nu ești pregătit să fii mai sincer decât crezi, să nu scrii poezie. Zisul acela că tot românul s-a născut poet, nu e adevărat. Tot românul s-a născut să spună, dar nu se gândește ce spune. Așa că atunci când scrii poezie, dezvelești sentimentele tale cele mai ascunse și trebuie să fii pregătit că cineva le va înțelege. Ca atare, aș vrea să mă laud și eu un pic, asta este ultima antologie, nu e tradusă de mine, decât poezia mea personală. A apărut anul acesta, în cadrul festivalului Primăvara Poeziei. Aceasta este o antologie de proză și de poezie, publicată de editura Pavcon. Antologia Cafelei se numește, și care a fost pregătită pentru a da banii aceia care cur din cumpărarea cărții în spirit caritabil, pentru bunăstarea altora. M-am gândit să vă citesc, dacă mă lasă domnii și doamnele, două poezii din primele două volume care mi-au apărut vreodată. Acesta este volumul de debut, a apărut în 1999, cu aproape 25 de ani în urmă. Și mă gândesc că vă place rap-ul. Probabil că sunteți iubitori de Stella și de BTS. Și așa să ascultați această poezie scrisă acum 25 de ani, ca pe un text rău. Vino cu mine, se intitulează.
Vină cu mine spre Alabama. Sub cerul liber, hoinărind, vom uita fermele părăsite, rancerii faliți. E greu doar la început să te rupi, să lași în urmă hârtiile și paharele aruncate pe străzi, mulțimea terorizantă, gangsterii cu ochelari, fumurii, banii sau viața. Care bani? Ești liber, n-ai o parachioară, tocmai de aceea și ești. Ultimul rodeo și-a închis porțile, nicăieri nu vei mai întâlni taurul cu privirea răstignită, apașul fumând calumetul păcii, țigări chinezești. Lasă în urmă hoteluri, moteluri cu zituri ferestre, femei cu chipuri bancnote, doar dacă ai succes și bani, ochelari fumurii te iubesc, doar dacă ești cât de cât gangster să dea. Tu însă jelești savana New York cu speranța din stat prăfuită, visele tale n-au călăuză spre țărmul indexat, vină cu mine spre Alabama. Ridică-ți pălăria, treci prin marele canion cu sufletul împăcat, simte cum liniștea ca șarpele boate împresoară, vină cu mine spre Alabama, făgăduiesc, nici când nu vom ajunge. Szörnyen izgulok, mert magyarul szeretném elolvasni a kedvenc versemet, amit valaha is írtam. Ez még régebben jelent meg, 1995-ben, az első antológiában megjelent. A címe Altató. Kicsi vitéz, sikolts bele az idegenbe. Neves neki, hogy megszeretne, és nem utasd, mennyire félsz. Pöttön fiam, fehér sikóháton az álom, sárkányölő nagy vigasságon, rád vár, és hangja csurgatott arany. Hogy is tehát az élet mérlegén az emlék? Hány órát élnél újra? Tennéd? Mennyi a fájdalom, s mennyi a vágy? Vigyázva lépj, fű ne hajoljon meg talpad alatt, jöttöd ne hallják szunnyadó vadak, és át ne hágd a kétség küszöbét. Tudod ma már, látod, amit akárki láthat. Magával ragadhat a varázslat, és a láthatár nem utolsó határ. Ne írjatok verset! Așa cum ne-a prezentat, eu sunt soțul doamnei, este soția mea, dar feleségem, együtt setünk ki az idén egy furcsa könyvet, am scos anul acesta o carte care se numește Duplex. Dacă o știți așa, o inolvașatuc, acolo o zi könyve, dacă o răsucim și începe din partea aceasta, cu o mașculă roche, edite cu urboștii, așa arată, da? Deci asta este ultima carte. Eu azi am ținut să vă vorbesc despre ceva care... Suntem din Jibor. Ce avem în Jibor? Ce este ceea ce face Jibor să fie cunoscut? Mi az, amit zsiborról a legjobban ismertek? A botanikus kert. Deci, grădina botanică a fost înființată în 58 ca și din Jibor, ca și cerc al elevilor, pasionați de biologie. Deci, 68 a devenit grădină botanică oficială, dar să știți că prima grădină botanică din țară a fost aici la Grasa. Și ea a fost făcută de către fratele mai mic, Căcichea, așa, al baronesei din Jibou, care era Cerei Forcoș. Acum, ei au umblat prin tot județul, căutat, au descoperit și plante necunoscute, dar cu cine? Ez az érdekes. Să știți că aici, în Grasna, a venit și Fazekas Mihai. Fazekas Mihai era profesor de biologie la liceul din Debrecen, din Debrecin, așa. Ce vă spune numele lui Fazekas Mihai? E un scriitor. Ce-o scris? Mitirt, Fazekas Mihai. Nu da-și mai titirt. Deci, autorul care a scris Mateaș Găscaru a fost aici, bun prieten, a fost invitat de către contele Cerei Foarcă și împreună au umblat în regiune și au făcut descoperiri. Cerei Foarcăș a dorit să-și etaleze pasiunea și atunci au făcut o grădină pe malul Crasnei, din păcate știm Crasna și anul acesta au ieșit din vad, deci e un râu care când, ori e foarte mic, ori e foarte mare. Oroi, etc. Cechii, mașcul pelicatosofaniș. Așa? Și atunci, fiind, având această prietenie, l-a încurajat ca să lucreze. Fazekas Mihai este autorul primului manual sistematic de botanică din cultura maghiară. El și-a scos cartea pe banii săi, până atunci erau cărți în care ne învățau că Madragora, dacă o gândile, atunci te mușcă de deget, a spus Harry
Așa și trebuie să culegi mușchi de pe crucea de la răscruce din miezul nopții și de zbătii din astea. El a zis, luăm floarea, numărăm câte stamine are, numărăm câte petale are, care sunt rude, alea le punem separat. Din păcate, lumea nu era încă pregătită pentru așa ceva. Din cele 3.000 de exemplare ale cărții, elevii nu au cumpărat decât cam 1.000, restul de 2.000 de cărți le lor șoareci din Debrețin. Au fost foarte bine acolo așa. Da, bun. Cum a? Viața lui, prima dată, Ludo Șmotiu a apărut în ediție pirată. Deci cineva a citit-o, a copiat-o de mână și după aceea a dus-o la un tipograf și i-a dat drumul. Abia peste ani a scos și ediția oficială, de atunci sunt mai multe traduceri în limba română. Cea mai veche este cea publicată de Iorga și aparține lui Barac, este în versuri scurte de 8 silabe. Nior sotogoș, versurug, bambon, alegăr și urmă, înfortitaș. Vara aceasta am reușit să dau și peste o traducere care între timp a fost casată, a dispărut, pentru că autorul traducerii a fost condamnat politic și în momentul acela, în vremea lui Ceaușescu, în vremea comunismului, că ăsta era din anii 50, așa, în momentul în care un autor devenea indezirabil, era aras cu totul. Ați citit 1984, că urmează dacă o căribă de ezerchineța nu s-a iert, mă luași tatuc. Tot vă n-au zic așa în ministeriu, acolo este ministerul adevărului. Ce nu ne convine ca adevăr, șterge. Na, așa s-a întâmplat și cu Avram Peitorul, se numește. El este cel care a realizat o traducere foarte bună și anume în hexametrii, și ca și originalul al lui Ludoș Bacchi. Deci vedeți că din trecutul crasnic putem găsi niște momente deosebite și mă bucur că bine am putut reaminti. Bună ziua tuturor! Mă bucur că astăzi, într-o zi așa frumoasă de octombrie, am reușit să ajungem aici la dumneavoastră. Numele meu este Angela Maxim, așa cum m-a prezentat și domnul director Daniel Săuca. Locuiesc în comuna Buciumi, satul Răstolțul Mare. Și acolo, după ce ne-am mutat cu soțul de la oraș, că am stat câțiva ani în Zalău, am reușit să ne deschidem un frumos muzeu etnografic în casa bunicilor mei dinspre mamă. Eu am venit aici la dumneavoastră și cu câteva pliante și vă invit cu mare drag când puteți să ne treceți pragul muzeului etnografic. De asemenea, sunt și poetă, autoare a 15 volume de versuri și astăzi doresc să vă recit, să vă citesc una dintre poeziile mele apărute în acest volum, în această vară la centru la Zalău, la Caiete Silvane, la editura Caiete Silvane și volumul de poezii se numește Sub bolțile iubirii. Este un volum de poezii de dragoste. Sub bolțile iubirii. Așteaptă-mă sub bolțile iubirii, stând rezemat cu fruntea de pridvor, pe unde cresc sălbatici trandafirii, pe unde eu voi trece încetişor. Fii răbdător, cum cer un prag de seară și care așteaptă luna lui de foc, prin bezna cea mai lungă și amară, cu praf de stele, iz de busuioc. Eu am să vin, tiptil și piocărare, am să-ți acopăr ochii cu un sărut, înnebunind salcâmii dați în floare, parfumul lor cel dulce, alb și mut. Așteaptă-mă de când visez la tine, gândind să năbuș dorul meu fugar, ce hoinărește singur pe coline, să te întâlnească iar și iar și iar. Mulțumesc frumos! Înainte de toate, vă mulțumesc că ne dăruiți privirile voastre minunate. Mulțumesc acestor colegi ai mei, profesori, conducerea, pe cei care împreună cu voi formează o echipă bună să învățați lucruri interesante. Vă felicit că
că sunteți atenți, liniștiți și frumoși. Poezia, cum spuneau toți în gând sau vorbeau, este sărbătoare. O sărbătoare intimă a sufletului omului. Ca să scrii poezie, trebuie să fie mai multe ființe în tine. O ființă din tine se bucură, altă ființă suferă, altă ființă iubește, dar nicio ființă dinăuntrul nostru nu urăște pe nimeni. Aceasta este poezia. Vă felicit de asemenea că sunteți interesați de literatură în general, unii dintre voi, desigur, de literatura română, că iubiți limba română, că iubiți limba engleză, că iubiți limba iubirii, nu-i așa? Și pentru că unui poet îi stă bine să ajungă și la o poezie a sa, o să fac și eu acest lucru imediat. Înainte de asta, vreau să vă spun un lucru pe care să-l rețineți cât puteți de mult. Acum, aici, se întâlnește tinerețea voastră cu tinerețea poeziei. Poezia este eternă, sper eu, după cum și sufletul fiecăruia dintre cei de aici este etern și ajunge în brațele lui Dumnezeu. Și acum o poezie. Seară cu o singură stea. Când ai plecat așa de grăbită, mi-ai lăsat la poartă o umbră, umbră de-a ta. Să fi fost înghesuială pe iahtul acela de ceață, am făcut o panteră de foc și mi-am luminat cu ea toate fântânile părăsite din sufletul meu. Între timp, regizorul își tot schimba totemul la fiecare amurg. Ți-aș mai spune totuși că primul care întreabă totdeauna de tine este fulgerul, Fiul lui Dumnezeu. Să fiți iubiți! O să vă citesc și eu un poem. La coadă.
Toată viața așteptăm. Așteptăm fericirea, așteptăm iubirea, așteptăm mântuirea, așteptăm să fim sănătoși. Toată viața așteptăm ceva. Așteptăm la coadă să plătim nebuniile altora, așteptăm o țară care nu mai vine, așteptăm orașe care nu mai există, așteptăm să plătim factura de singurătate, toată viața așteptăm să mâncăm, să bem, să ne evaporăm, toată viața așteptăm să murim repede și împăcați cu gândul că am așteptat degeaba. Mulțumesc! Și pe această cale conducerii liceului vostru și domnului primar al Comunei Crazna, care ne-a sprijinit în organizarea evenimentului nostru. Și acum, dacă din partea voastră sunt întrebări, sau nu neapărat întrebări, dacă vreți să intrați în dialog cu scriitori și un amănunt, poate vi se pare macabru, cu scriitori vii. Aveți o ocazie rară de a vedea atâția scriitori vii în fața voastră, pentru că de obicei voi nu-i vedeți. Îi citiți poate sau îi găsiți în manuale. Eu zic să nu pierdeți acest prilej destul de rar de a dialoga cu scriitorii de față. Acum, eu vorbesc în numele tuturor. Probabil copiii vor avea mai puțin curaj să vă adreseze întrebări. Invit colegii, profesori, să intre dânsii în dialog cu dumneavoastră. Iar dacă elevii își vor face între timp curaj, îi rugăm și pe ei. Oricum, noi vă mulțumim foarte mult pentru această oră minunată în care am intrat în altă lume. Mulțumim pentru povești. Poveștile de viață, care să știți că nu sunt doar pentru mame și bunici. Ei ar trebui să le înțeleagă, ca să știe ce drum să aleagă în viață. Mulțumim pentru istoria pe care ne-ați prezentat-o. Poate mulți dintre elevii noștri nu știau de unde vine numele liceului nostru, Cerei Goga. Din numele sau reprezintă numele a două personalități importante care au reprezentat Comuna Crasna și, sigur, Goga, reprezentantul culturii românești din Ardeal. Mulțumim pentru tot. Colegii, dacă doresc, îi invit. Voiam să spun încă un lucru. Ați amintit de domnul profesor Hari Vasile sau Hari Laszlo, care a fost aici la noi în școală profesor de limba maghiară și de limba română, la un moment dat, pe parcursul activității sale. Aici de față avem pe fica dânsului, care este și ea, sau dânsa, este profesoară de limba și literatura maghiară. O rugăm să, măcar să își spune dânsa numele și să reprezinte într-un fel pe tatăl ei. Mulțumesc! Am lucrat aici, în școala asta, cred că vreo 40 de ani și între timp au predat și limba română câțiva ani, dar în general a fost profesor de limba maghiară. Și da, era pasionat de poezii, de literatură și s-a bucurat tare mult când s-a întâlnit cu domnul Tăutan și au făcut traducerea asta frumoasă. Și dacă vorbesc acum, vreau să vă întreb cât de des vă întâlniți cu cititorii voștri. Care sunt evenimentele când vă întâlniți? Acum simt că noi la Zalo organizăm în fiecare an zilele reviste Caiete Silvane, în care e un prilej să ne întâlnim cu cititori. La fel, festivalul Primăvara Poeziei la Zalo.
un festival care a ajuns la 20-a ediție anul trecut. De-a lungul anului mai organizăm lansări de carte, atât la Zalău, cât și în alte părți ale țării, dar cu siguranță fiecare autor, fiecare scriitor își gestionează oarecum aceste întâlniri cu cititorii sau cu cititorii virtuali mai degrabă. O să rog pe fiecare, sau Alice, spui tu câteva cuvinte? Întâlnirile noastre cu cititorii sunt mai degrabă, pe de o parte, în cadrul întâlnirilor oficiale, așa cum se spune, iar pe de altă parte, cititorii noștri sunt, de fapt, prietenii din jurul nostru. Foarte rar se întâmplă. La noi în țară nu este obiceiul ăsta. Dacă ați văzut în filmele americane, e nelipsită secvența în care un scriitor, acela care au, se întâlnesc cu scriitorii ca subiect, în care scriitorul își lansează cartea sau e într-un turneu de promovare a cărții și citește din cartea respectivă în public și lumea ascultă și e foarte interesată. Noi nu avem această cultură a aprecierii unui scriitor printr-o întâlnire vie cu el. Poate că ar trebui să vină și din partea publicului genul acesta de inițiative, pentru că, știți cum se spune, e mai greu să vinzi ceea ce ai tu, ci ar trebui să produci ceea ce se cumpără. Cred că ar trebui, printr-o bună colaborare între genul acesta de instituții care produc cultură, grupuri de scriitori, să ne întâlnim și cu reprezentanți ai posibililor cititori. Și această întâlnire de astăzi este una dintre ele. Noi acum am vrea să vă convingem să veniți, să deschideți măcar o carte de-a noastră. La concursul și la festivalul Primăvara Poeziei se face concurs de recitare. Încercați. Veniți la festival. Poate reușim să facem o colaborare, să se întâmple și aici la dumneavoastră ceva. Altfel, sunt festivaluri de poezie, mai ales în toată țara, la care participă iubitorii de poezie și care asistă la genul acesta de întâlniri. Dar cea mai bună întâlnire a noastră cu cititorul rămâne cartea. Și vă invit cu mare drag să faceți acest demers. Și mai sunt revistele, ce mai să mai spun, dar nu știu cât de... Caiete Silvan este o revistă în care cu siguranță veți găsi măcar unul, două articole în fiecare număr care să vă intereseze. Încercați. Știți, nu o să știți niciodată dacă vă place înghețata de ananas, decât dacă o gustați odată. Încercați să gustați literatura, să vedeți dacă vă place. Sunteți fumatori între voi? Cum a fost prima țigară? Dați, ați perseverat, nu-i așa? Și acum vă place și nu mai puteți fără ea. E greu să te lași de țigară după ce ai... Așa e și cu literatura. La început faceți... Dar încercați să perseverați cel puțin așa cum ați perseverat cu literatura. Nu de alta, dar la un examen la care veți avea, descrieți o întâlnire cu un scriitor și au fost nenumărate subiecte de genul ăsta, să aveți ce să scrieți. Că despre cum a fost prima țigară, mă îndoiesc o să vă dea un eseu descris. Și dacă v-a plăcut întâlnirea cu noi, mai invitați-ne, că noi mai venim. Să punteze și activitatea Cenacului Literar Silvan. O bună parte dintre noi suntem membri acolo, de mulți ani, de foarte mulți ani. Cenacul Silvan are loc în fiecare lună la Casa de Cultura Sindicatelor din Zalău, unde vă invităm și pe voi. Cenacul este un atelier viu, deci este un atelier de creație.
Și acolo ne citim între noi și încercăm să creăm astfel un viitor cultural pentru fiecare autor în parte. Vă invităm așadar și la cenaclu Silvania din Zalău. Dacă mai sunt întrebări. A fost economistă, dacă bine am reținut. Cum se împacă cifrele, calculele cu poezia, cu scrisul, cu textul? Să ne împărtășiți experiența dumneavoastră pe această cale. Noi avem un concurs la care participăm atunci când avem timp, ca să nu spun altceva, plus minus poezie. Și atunci, în momentul în care v-ați prezentat, m-a dus cu gândul spre acest concurs. Cum se împacă un economist cu scrisul? Mulțumesc! Acum cazul este particular și vorbim despre asta. Se împacă. Eu am scris un reportaj în care m-a spus că pregătire sunt economist, însă am și o licență în psihologie, deci am o formație dublă, ca să zic așa, și pe parte realistă și pe parte umanistă. Sunt un pic mai felul meu și felul meu de a scrie și felul meu de a vorbi. Nu este chiar ca un... probabil pe buton. Nu vorbesc atât ca un literat, cât vorbesc ca un economist, pentru că, na, asta e, am 42 de ani, asta am făcut. Asta a fost profesia mea de bază. Scrisul a fost un hobby, ca oricare hobby l-am făcut când am putut și când am avut timp și la nivelul la care, na, poate un economist să scrie. Acum nu știu să mă auto-evaluiesc din punctul ăsta de vedere, dar faptul că feedback-ul de cele mai multe ori a fost bun, zic că și plac cărțile mele și mă rog, așa cum am spus. Nu, de fapt eu am spus, dacă ca să repet ce am spus un pic mai devreme, nu neapărat că trebuie, sau cărțile mele sunt citite numai de mame și de bunici. Am spus că probabil sunt citite mai mult de mame și de bunici, mai puțin de generația, de cei din generația voastră, pentru că ăsta e genul de carte pe care îl scriu eu, doar că asta nu înseamnă, cum a spus și doamna, nu înseamnă că voi, și am precizat atunci când am spus asta, nu înseamnă că voi nu puteți citi o astfel de carte, dimpotrivă. Eu, în fiecare dintre cărțile mele, fiind și psiholog ca pregătire, am abordat și această latură, și latura psihologică a personajului principal despre care eu vorbesc în carte. Și întotdeauna am scos în evidență învățămintele care se pot trage din astfel de experiențe. Niciuna n-a fost o experiență fără niciun fel de... adică o experiență bună de la cap la coadă. Fiecare a trecut prin niște lucruri rele, mai puțin rele, foarte bune sau... Dar de fiecare dată a lăsat să se înțeleagă că trebuie să învățăm ceva din asta. Nu știu dacă v-am răspuns chiar la întrebare, dar sper că ați înțeles ce am vrut să spun. Că sunt economist și că vorbesc un pic mai puțin ca și scriitor. Fiindcă și pe mine m-a întrebat colega mea, vă răspund. Da, vă rog, este un secret și să rămână între noi. Pentru mine, cea mai frumoasă întâlnire cu iubitorii de poezie este aceasta de astăzi. Și dați-mi voie să vă aplaud. Sunt întrebări din partea voastră. A trecut o oră deja repede. Sper că nu v-ați plictisit. Așa e.
În orice caz, este un îndemn să vă apropiați de literatură, să vă apropiați de cărți, să cunoașteți scriitorii sălajului și nu numai sălajului. Am văzut, din păcate, multe licee, multe unități de învățământ din județul Sălaj care nu aveau un raft cu scrierile scriitorilor sălăjeni. E și vina noastră, într-un fel, dar e și vina altora. Și din păcate e o situație generalizată. O să încercăm să ajungem în cât mai multe locuri, în cât mai multe comune, cât mai multe orașe din județ. Oricum facem asta de multă vreme, o să continuăm. Și vă îndemnăm așadar să fiți aproape de lectură, de literatură, de cultură. Mulțumim mult, o zi bună!